Staful candidatului independent pentru funcția de președinte al țării, Igor Dodon, s-a adresat Procuraturii Generale, Comisiei Electorale Centrale și observatorilor internaționali să investigheze și să analizeze acțiunile unor deputați și membri PAS care miercuri au blocat un lot de materiale agitaționale la o tipografie din Chișinău. Я вас спрашиваю еще раз. Ну, а что ты же у нас по делам Андреа? Давно расспонит. Так я тебя спрашиваю. Что вы здесь делаете? Я тебя спрашиваю. Ты как зашел? Вы меня спросили, я вам ответил. Что ты мне ответил? Еще раз ответил. Мы пришли вместе с двумя депутатами парламента Республики Молдова, которым позволено зайти в любое госучреждение. Еще раз повторяю. Мы вам на вопрос ответили. Мы снимаем, как это... Депутаты могут зайти, а ты чего сейчас? Мы зашли вместе с ними из полиции. Reprezentantul candidatului independent, Vlad Bătrâncea, a calificat aceste acțiuni drept sabotaj. S-a făcut cu scopul 1. De a porni isterie în societate, de a crea subiecte false și de a nu permite de a bloca activitatea stafului electoral a candidatului Igor Dodon. De a bloca activitatea noastră, activitatea agitatorilor în teritorii care zilele acestea au fost intimidați, au fost ofensați, au fost agresați la corturi, inclusiv și am constatat că mai multe corturi au fost deteriorate de către provocatori. Vlad Bătrâncea a accentuat că toate materialele electorale care au fost blocate de deputații și susținătorii PAS au fost tipărite conform legislației. Mai mult de serviciile aceleiași tipografii se folosește și echipa candidatului Partidului Acțiune și Solidaritate. Ieri, alaltă ieri, la Universul s-au tipărit ziarele doamnei Maia Sandu. În aceleași condiții. Dar noi niciodată nu am permis, cu scopul de a bloca activitatea concurentului electoral, să recurgi la asemenea acțiuni bandițești, la huliganism, la isterică. Evident că acest lucru este condamnabil. În acest context, staful candidatului independent pentru funcția de președinte, Igor Dodon, atrage atenția asupra mai multor falsuri în rapoartele financiare ale Maiei Sandu. Aceste materiale au fost tipărite la comanda doamnei Sandu sau a staful acestea. Vedeți, fără tipar, fără nimic. Cineva o să iei apărare că aceste materiale nu au nimic cu Maia Sandu. Însă, deschidem un ziar, 300.000 de exemplare. Aceeași foaie volantă cu același conținut este în ziar, numai că acest ziar deja a trecut prin fondul electoral. Iar această murdărie a fost tipărită ilegal și a fost repartizată de către activiștii PAS în teritorii. Pe acest fapt a fost sesizată Comisia Electorală Centrală. De asemenea, a fost solicitată și verificarea corectitudinii listei de donatori ai Partidului Acțiune și Solidaritate și a sumelor donate. Ca să înțelegeți cum ei fac donații. Atunci când cineva iese frumușel că noi nu avem bani, vă rog, ajutați-ne. Neastră, puteți să închipuiți ca 1000 de cetățeni să doneze aceeași sumă de bani, unul după altul cu semnătură. Acest lucru astăzi îl vom ataca la Comisia Electorală Centrală. Asta nu sunt banii transferați de cetățeni, asta este un fals, asta este o simulare a acestei activități, atunci când, de exemplu, 1000 de oameni donează o sumă absolut exactă, de exemplu, 120 de lei. Nu 119, nu 305, fiecare o sumă exactă. Vlad Bătrâncea a accentuat că echipa lui Igor Dodon lucrează transparent și corect, toate cheltuielile din campanie electorală fiind raportate conform legislației. Noi, pe parcursul anilor, am fost verificați de mai multe ori, inclusiv de slujile lui Plahotniuc, care au fost, apropo, ieri mai mulți, trubadurii lui, au fost prezenți în tipografie. Am fost verificați de mai multe ori și am demonstrat că contabilitatea și tot ceea ce ține de organizarea la noi în echipă este exemplară. Maia Sandu a fost contactată de primul în Moldova pentru o reacție, dar nu a răspuns la telefon. În același timp, Vlad Bătrâncea a tras atenția că acțiunile persoanelor din anturajul contracandidatului lui Igor Dodon pot duce la antagonizarea societății. Noi condamnăm asemenea comportament și facem apel la calm la toți participanții în această campanie electorală. Că ambițiile de moment, ambițiile politice sau electorale nu trebuie să arunce societatea într-un haos. Turul 2 al alegerilor prezidențiale se va desfășura pe 15 noiembrie. Pentru funcția de șef al statului candidează Igor Dodon și Maia Sandu.